Bună ziua, sunt Daniela Mușoiu, coordonator al masterului de îngrijiri paliative la Universitatea Transilvania Brașov și medic cu experiență de peste 20 de ani în îngrijiri paliative. Această experiență a fost dobândită lucrând la Hospice Casa Speranței Brașov, primul serviciu de îngrijiri paliative din România. Acest video demonstrează modul de administrare al medicației în infuzie subcutanată continuă, utilizând siringa automată. De ce avem nevoie de acest tip de administrare? Pentru că sunt cazuri în care pacientul nostru are probleme de deglutiție, are probleme de absorpție sau pacientul nostru este cu stare terminală, iar calea orală, care este calea preferată în îngrijiri paliative, nu poate fi folosită. Administrarea prin perfuzie continuă, cu ajutorul siringii automate, este un mod facil de administrare a medicației pentru managementul simptomelor, un mod care poate fi utilizat la domiciliu, poate fi ușor monitorizat și care nu este dureros pentru pacient. Și să nu uităm că acest mod de administrare va genera o cinetică de ordinul 0. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în plasmă, de fapt, medicația va fi constantă și ca atare vom avea un bun control al simptomelor. Bună ziua! Bună ziua! Numele meu e Camelia Cuța și sunt asistent medical. Eu sunt bolniță. Eu sunt Sorina Bașu. Câți ani aveți? 40 de ani. Da, verific și în fișă. Astăzi va trebui să montăm o seringă automată. Seringă automată, nu știu ce este, ar putea să spuneți despre ce e vorba. Da. Îi vom monta un fluturaș sub piele, care va sta acolo câteva zile și atașat de tubul fluturașului va fi un aparat mai mic, care de fapt este o seringă automată care va împinge medicamentele în organism. Și fluturașul acela, ați spus că stă mai multe zile acolo, nu va ieși. Cum procedez când dorm sau cum merg la toaletă sau mă duc în altă părere, nu va ieși fluturașul, nu o să am probleme? Nu o să aveți probleme pentru că va fi lipit cu un pansament adeziv care este și transparent și care va fixa foarte bine fluturașul acolo. Trebuie să aveți oarecum grijă la partea de mișcare și când vă faceți toaleta să nu frecați zona respectivă. În rest nu pune nici o problemă. Și trebuie să fac ceva anume ca să vă ajut? Nu, trebuie doar să stați liniștită. În momentul în care o să montăm fluturașul, o să simțiți o înțepătură, dar acul este foarte subțire și atunci înțepătura nu va fi atât de dureroasă. După care voi pregăti seringa și ea vine doar atașată de tub. Deci altceva dureros nu o să simțiți. Puteți să-mi spuneți de ce îmi puneți această seringă automată? Scopul ei este acela de a administra medicamentele continuu în organism și astfel scăpați de a vă face medicamentele la 6 ore, la 8 ore. Deci nu, cum aveați înainte, deci nu mai scăpați de lucrul acesta. Și medicația intră în continuu, atunci și controlul simptomelor este mai bun. Am înțeles despre ce vă face în cea de la țărinca. Atunci sunteți de acord cu asta și ați înțeles în ce constă? Da, da. Mai sunt alte întrebări? Nu, e totul este clar. Atunci eu o să încep să pregătesc țărinca respectivă. Am să mă uit puțin în fișă, să vedem ca și medicament. O să punem pe seringa respectivă morfină. Da, ați avut și înainte, cu metoclopramid. Da. Da? Le-ați luat și înainte și nu sunteți alergică la medicamentele respective? Da, pe acestea le folosesc. Bine, atunci eu voi pregăti și dumneavoastră până atunci stați aici liniștită și așteptați. Da. Înainte de a pregăti seringa automată, pentru că ați fost de acord să o montăm, o să vă rog să semnați în fișă
partea de consimțământ. Mulțumesc! Avem materialele pregătite pentru montarea seringe automate. Avem nevoie de seringă automată, de fluturaș pentru montare subcutanată, o seringă de 10 ml, având în vedere cantitatea de substanță ce trebuie să obținem, pansamentul adeziv cu care vom prinde fluturașul la piele și fiolele. Voi verifica în fișa pacientului ce medicație trebuie pusă pe seringă și pregătim fiolele. Înainte de a trage în seringă, e important să verificăm data de valabilitate. Avem pregătite fiolele. Acum putem să aspirăm în seringă. Vom scoate coloana de aer. După ce am aspirat fiolele în seringă, va trebui să măsurăm, pentru că avem cantitatea de substanță în mililitri, iar seringa va împinge milimetri pe 24 de ore. Și atunci va trebui să măsurăm coloana de lichid, să vedem câți milimetri avem. După măsurătoare vor fi 44 de milimetri și vom trece în fișa pacientului la rata de infuzie. Vom trece 44 milimetri pe 24 de ore. După care va trebui să umplem fluturașul pentru a nu avea aer pe tubul fluturașului. Pe acest fluturaș va intra un mililitru de substanță. Motiv pentru care, după ce am umplut fluturașul, va trebui să remăsurăm seringa, să vedem câți milimetri au rămas. 38 de milimetri și atunci în fișa pacientului vom scrie la milimetri rămași în seringă 38 de milimetri, care vor merge în 24 de ore. Avem fluturașul pregătit, seringa, trebuie să vedem acum dacă seringa automată este funcțională. În spate are locul unde se montează bateria. Auzindu-se acest sunet, înseamnă că funcționează. Vom fixa acum rata de infuzie. Vedem că aici avem
căsuțe în care avem cifre. În prima vom fixa 3, vom pune cifra 3, iar în cea de-a doua cifra 8. Aceasta însemnând că rata de infuzie pentru seringa respectivă va fi de 38 de mm pe 24 de ore. Din acest moment putem monta seringa umplută cu substanță pe seringa automată. Cum vom face acest lucru? Apăsând pe acest buton, cursorul respectiv se mișcă. Vom fixa seringa. Pistonul seringii va trebui să intre în acest cursor. În acest fel este fixată. Înainte de efectuarea oricărei manevre, ne vom spăla pe mâini și vom pune mănușile. Și bineînțeles, înainte vom pregăti pacientul despre ce urmează să facem. Am ales să montăm fluturașul în zona deltoidului. Vom dezinfecta zona respectivă. Și ca la administrarea, ca la injecția subcutanată, vom face acel pliu. Și vom intra cu acul la 45 de grade la baza pliului. După care vom merge paralel pe sub piele. În cazul fluturașului este nevoie să facem o buclă cu tubul pentru a asigura pentru siguranța menținerii acului la nivelul tegumentului fără a fi probleme și fără a exista posibilitatea de a ieși accidental. Lipim acest pansament adeziv, care este și transparent, pentru a putea observa tegumentul în timp cum este. Fluturașul fiind montat, se desface căpăcelul din capătul tubului. Vom înlătura acul de la seringă și vom atașa tubul fluturașului la seringă. Fiind montată, putem să pornim butonul de start. Se va auzi un zgomot, semn că seringa începe să funcționeze. La intervale regulate de timp, aici avem un LED care se va aprinde și la fel vom auzi un semnal sonor, ceea ce nouă ne arată că seringa este funcțională. Montăm și carcasa pentru seringă și la fel etichetele cu substanțele ce le avem în seringă și data la care a fost montată seringa. Ea poate fi pusă într-un săculeț pentru a fi mai ușor pentru pacient să se mobilizeze cu ea. Acesta poate fi pus pe umărul pacientului pentru a fi mai ușor de purtat. După ce seringa automată a fost montată la pacient, va trebui să specificăm în foaie că bateria este funcțională pentru că a apărut acel semnal sonor și cel luminos. Și apoi din 4 în 4 ore va trebui să verificăm cât de confortabil se simte pacientul cu această seringă, să evaluăm simptomele și la fel să măsurăm. Și atunci, dacă ea a fost montată acum la ora 12 și rata de infuzie
sau milimetri în seringă erau 38, la ora 16 va trebui să măsurăm din nou seringa și să trecem în fișă milimetrii rămași. Și la fel din 4 în 4 ore, la fel și dacă bateria este funcțională. La fel vom verifica și tegumentul pacientului la locul de elecție al fluturașului pentru a vedea dacă tegumentul este normal, fără semne de roșață, să nu avem sânge pe tubul fluturașului. Întrebăm pacientul dacă simte durere locală, dacă există tumefacție, eritem.